Sunt Adriana Boată și vă prescriu astăzi pastila de inovație COVID-19, raportul Leganda.ro. Pacienții cu cancer sunt mai susceptibili în fața infecției COVID-19 decât populația generală din cauza imunosupresiei produsă de cancer în sine, dar și de tratamentele antineoplazice, precum chimioterapia. Aceștia au și un risc crescut de internare în spital, evoluție severă și deces. Durata până la apariția evenimentelor severe este mai scurtă. Dintre primele 1107 decese COVID-19 în România, 117 sunt asociate cancerului. Sistemul imun este afectat în diferite moduri la pacienții oncologici și aceștia sunt mai vulnerabili în fața infecțiilor virale. Persoanele imunodeprimate, indiferent de vârstă, reprezintă un grup vulnerabil pentru agravarea infecției. Stadiul bolii, localizarea tumorii primare, tipul de tratament folosit sunt factori care pot influența pronosticul la un pacient cu cancer și cu infecție virală. A fost domnul dr. Marius Gent, președintele Centrului pentru Inovații în Medicină, care de-a lungul timpului a fost implicat în mai multe campanii de asigurare a accesului la inovația terapeutică pentru pacienții din România. Pacienții cu cancere hematologice, leucemii, limfoame, mielom, au un risc mai mare de 9 ori de evoluție severă. Cei cu forme metastatice de boală prezintă mai des forme critice sau severe, care pot necesita internare în secții de îngrijire intensivă și ventilație mecanică. Și tipul de tratament oncologic urmat înainte de debutul simptomelor COVID-19 influențează supraviețuirea. Riscul de a dezvolta forme severe de COVID-19 este mai mare de 5,3 ori în cazul celor care au antecedente de chimioterapie sau tratament chirurgical. La risc înalt sunt și cei care urmează tratamente precum corticosteroizi sau anticorpi monoclonali, cei care au urmat un transplant alogenic de celule stem sau alte terapii celulare. Ați ascultat-o pe doamna dr. Bianca Cucoș, medic rezident genetică medicală. Continuarea terapiei oncologice, în mod special a celei adjuvante și neoadjuvante, trebuie făcută conform programărilor, dacă starea clinico-biologică a pacienților permite acest lucru. Orice întârziere în administrarea terapiei duce la scăderea șanselor de supraviețuire a pacienților. Cancerul pulmonar este pe primul loc în România, atât ca număr de cazuri, cât și ca număr de decese. Planul de tratament pentru cei peste 200.000 de pacienți români trebuie să ia în considerare atât riscul de evoluție severă COVID-19, cât și riscul amânării sau modificării schemei terapeutice. Bătălia pentru înțelegerea COVID-19 continuă în laboratoarele și spitalele din întreaga lume. Pastila de inovație COVID-19 vă ține la curent în fiecare săptămână cu fascinanta lume a științei din jurul SARS-CoV-2.